Ceea ce se preconiza cam de un an de zile s-a petrecut până la urmă. Oțelul a intrat în faliment. Vestea nu poate decât să completeze peisajul dezolant al fotbalului gălățean la nivel de seniori. O perioadă în care celelalte discipline, sporturi, s-au reabilitat: volei, băieți, handbal, basket. Iată că fotbalul e la podă. Deci fotbalul nu mai există la Galați, momentan, decât în Liga a treia, prin bunăvoința unor oameni, sprijiniți actualmente, se pare, și de primărie, și care sperăm că vor îndrepta în scurt timp, pentru că e păcat de copii ăștia care se ridică la Galați. Avem jucători la echipele naționale, avem gălățieni mulți buni și pleacă jucătorii din Galați. E păcat ce s-a întâmplat. E foarte greu să căutăm un singur vinovat, dar situația e reală, aceasta este. Copiii și juniorii din centrul de la Oțelul trebuie să fie salvați. Aceasta este prioritatea numărul 1 în opinia profesorului Aurelian Drăgan. Îmi pare rău de băieții de la centrul de antrenament, antrenorii, care sperăm conducerea primăriei vor analiza valoarea lor, calitatea lor, și probabil că vor fi cooptați într-un centru puternic care să reprezinte Galațiul în viitor și Galațiul să devină o forță așa cum a fost și înainte. Din ultimele informații rezultă că o nouă societate numită Oțelul 1964 a luat deja ființă. Printre membrii fondatori se regăsesc Florin Cernat și Cristi Munteanu, fostul director sportiv al clubului gălățean până în iarna acestui an.